Bună dimineața, urșilor! Bună dimineața, albinuțelor! Haideți să vă arăt cum încep eu fiecare dimineață și cum mi-am început fiecare dimineață în momentul în care am făcut transformarea aia și am ajuns de la o balenă eșuată la un urs plin de mușchi. Ei bine, avem aici o linguriță de păstură. Vedeți? Aceasta este păstura. Este foarte bună pentru masă musculară, pentru ficat, pentru stomac. Este bună în prevenirea peste 40-50 de boli, da? Și are peste 30% proteină. Haideți să luăm lingurița asta. Foarte bună. Deci este mai bună decât polenul. Este un derivat al polenului, da? Pentru că acest polen nu poate să stea în stup crud. Albinuța îl bagă, dar îl transformă în păstură pentru că altfel s-ar strica. Pentru că în stup este o temperatură foarte mare. Și îl transformă în păstură sau pâinea albinelor, da? Și îl consumă în timp după aia. Mai adaugă ea niște enzime din gușă, albinuța, și se transformă în păstură, acel polen. Este foarte, foarte bun polenul ăsta. Este un polen fermentat alături de enzimele din gușa albinuței. Bun. După aia avem aici pregătit o cafea, Jacobs Kröning, da? Și punem o linguriță de miere de rapiță. O linguriță generoasă. Nu prea mă interesează. Bun, important este să fie dulce, să-mi placă cafeaua, pentru că nu pot să o beau amară. Cafeaua asta de rapiță este foarte bună pentru că nu schimbă gustul cafelei. Vedeți, este zaharisită, asta este proprietatea ei și este extraordinară. Este extraordinară pentru că are și mai puține calorii, îți dă și energie foarte multă și este foarte sănătoasă, este extrem de sănătoasă, bineînțeles. Dar avantajul cel mai mare al acestei mieli este că nu schimbă gustul cafelei. Deci, pentru cafea, mierea de rapiță este singura pe care v-aș recomanda să o folosiți. Ok? Ok, haideți că s-a dizolvat. Ia uitați aici câte borcane am goale. Da? Adică eu chiar consum cafeaua cu miere de rapiță, pentru că este extraordinară. Foarte bună. Foarte bună. Foarte bună. Și bineînțeles, mai avem aici încă un supliment. Pulpă de cătină cu miere, da? Tot produs de noi, de miere TVO. Cătina asta este extraordinară. Uitați ce conține. Doar pulpă de cătină și miere de albine, da? Atât. Agitați înainte de consum, a se păstra la rece. Doar atât conține această sticluță. Este un produs 100% natural. Este un produs premium. Este extraordinar de bună. Pentru că ajută la foarte multe lucruri. Ia uitați, stimulează imunitatea. Revigorează organismul, îndeplinește rol de polivitamină naturală, înțelegeți? Foarte bună. Se poate folosi și ca băutură răcoritoare. Exact așa o folosesc eu, cu apă minerală sau apă plată. Îmi pun în pahar de un deget ca orice sirop și îl beau înainte de antrenament, acest suc, sau în timpul antrenamentului. Îmi pun într-o sticluță de jumate de plastic sau de un litru, da? Îmi prepar acolo în sticlă. Foarte bun, foarte multă energie. Cătina are de 10 ori mai multă vitamina C decât citricele. Îți ajută organismul foarte mult în momentul în care faci sport, da? Extraordinară. Masa musculară, la fel, te ajută să creezi masă musculară, pentru că ai mai multă energie și poți să tragi mai tare de fiare și mai tare de tine. Ei bine, aceste trei lucruri sunt suplimentele pe care le iau eu zi de zi, în fiecare dimineață, în fiecare zi, pentru că mă ajută foarte mult. Ați văzut și voi cum am transformat corpul. Uitați-vă pe aici prin clipuri. Sunt extraordinare. Vi le recomand tuturor. Dacă vreți, puteți să intrați pe site-ul meu www.mieretv.ro să le comandați. Dacă nu, dacă aveți de unde să le luați, de la prieteni, de la rude, de la cunoștințe, luați-le de acolo, consumați-le, pentru că sunt foarte bune. Și vă vor ajuta foarte mult corpurile să faceți marea transformare pe care o doriți. Și să aveți o viață sănătoasă, da? Chiar dacă am transformat corpul, eu continui să le consum pentru că sunt extraordinare pentru o viață și pentru un corp sănătos. V-am pupat!